Se spune că omenirea ar fi traversat cea mai înfloritoare filă de istorie dacă două civilizații, cea greacă din epoca orașelor stat, care a deschis drumuri noi în economie, filozofie, știință și artă, și cea romană, cu realizări remarcabile în domeniul arhitecturii, dar și al modernizării orașelor prin construcția de apeducte, drumuri și canalizări, ar fi fost contemporane. Numai că aceste civilizații s-au succedat, iar istoricii le consemnează realizările, dar și perioadele confuze sau chiar dramatice. Într-o astfel de perioadă s-a aflat Grecia până la jumătatea deceniului al VIII-lea al secolului trecut, o țară rurală săracă, ce nu reușea să-și vândă nici măcar frumusețile sale naturale. Dar miracolul s-a produs odată cu alegerile din 1974, când, după eșecul guvernului militar în urma scrutinului popular, la putere a venit partidul de centru-dreapta Noua Democrație, care și-a asumat și adoptarea unei noi constituții. În 1981, Grecia a fost admisă în Uniunea Europeană, iar odată cu admiterea au venit și fondurile necesare dezvoltării. O țară care are o populație de 11 milioane de locuitori și peste 17 milioane de turiști, este o țară cu porțile larg deschise spre oaspeții săi. Dacă ne gândim că de vreme, din primăvară și până toamna târziu, Grecia își așterne cele 393 de plaje amenajate și peste 9000 de hoteluri, plus reședințele private la dispoziția vizitatorilor dornici de soare și apă limpede pentru bălăceală, suntem tentați să credem că în Grecia mergi numai pentru a te întoarce bronzat și întremat de aerosoli. În realitate nu este așa, pentru că vizitând schitul Sfânta Parascheva de pe Valea Tembii sau complexul monahal de la Meteora, inclus în patrimoniul UNESCO, descoperi și alte valențe spirituale ale acestei țări binecuvântate. O vizită la Cap Sunion pentru un apus de soare la templul lui Poseidon sau contemplarea canalului de la Corint, săpat în stâncă în primul secol după Hristos și definitivat în 1893, îți relevă inventivitatea și puterea creatoare ale unui popor care și-a pus amprenta pe aproape toate inovațiile de care beneficiem astăzi. O croazieră în cele mai importante insule, apoi o urcare în Acropolis, de unde poți privi vechiul cartier împânzit de taverne Placa, dar și Atena veche și cea modernă, cu piețele sale vaste, Sintagma și Omonia, o descindere în situl arheologic Olimpia, inclus și el în patrimoniul UNESCO, cunoscut ca locul de naștere și de desfășurare al jocurilor olimpice antice, dar și vizita unor orașe patrimoniu ca Patras, Salonic sau Hania, în Creta, pot desăvârși o călătorie pe cinste într-o țară care zvorbește despre trecut cu talent și dăruire. Și dacă te oprești la plecare la oracolul Greciei antice de la Delphi, poate poți afla dacă te vei întoarce în aceste locuri minunate pe care te îndemnăm să le vizitezi.